Pe 5 aprilie, unul dintre cei mai distinși protagoniști ai scenei românești, actorul târgoviștean Toni Bulandra, trăgea cortina peste viață. Liviu Rebreanu îl cataloga ca fiind un artist fără pereche, cu dar născut și dragoste pătimașă pentru artă. Actorul a jucat magistral peste 300 de roluri de o impresionantă varietate și este considerat unul dintre stâlpii de rezistență ai teatrului românesc. Toni Bulandra s-a numărat printre cei mai solicitați actori ai vremurilor sale și era aplaudat frenetic la numeroasele sale reprezentații. Pentru cariera artistică strălucită a fost distins încă din timpul vieții cu Steaua României în grad de comandor, cu meritul cultural și Legiunea de Onoare franceză. Teatrul Municipal Târgoviștean poartă un semn de recunoștință pentru contribuția enormă adusă artei dramatice contemporane, numele marelui actor Toni Bulandra. De la înființare și până în prezent, instituția a reușit să fie un adevărat lăcaș de dezbatere și promovare a valorilor culturale europene. Astăzi, scena teatrului este o adevărată provocare pentru directorul Teatrului Târgoviștean, regizorul și scenograful Constantin Mihai Ranin, care ține la înălțime standardele prin repertoriul bogat în care este privilegiată colaborarea cu regizori și actori de notorietate ai scenelor românești sau străine, printre care îi putem aminti pe Mihai Măinuțiu, Victor Ioan Frunză, Laurian Oniga, Kemal Bashar, Suren Shahverdian sau Dai Trevis.